Jur că am mâncat jumate și nu mai pot. Și pentru toată această masă avem 300 de calorii, să ai atâta înghețată. Din păcate mă grăbesc extrem, extrem de rău și nu am apucat să vă arăt cum am pregătit totul. Avem aici 70 de grame de mango cu 100 de grame de zmeură, clătite proteice cu albuș de ou și ovăz. Aici avem cafea, Nes mai exact, cu 100 de mililitri de lapte de pistic și deasupra o să mai punem și acest sos fără zahăr aici și poate și în cafea, dar cafeaua e destul de dulce. I nearly broke my shit. Let me see if the letter box is fixed real quick. Alright, the number is fixed. Nu se poate mai mult. Nu se poate să-mi pun puțin. Cred că mi-am pus tot ăsta. Cea mai bună aromă, chiar vă recomand. Și a doua porție de ovăz, doamne. Și a doua porție de clătite, exact la fel cum ați văzut adineaur, doar că am adăugat în loc de mango 70 de grame de afine și 60 de grame de zmeură. Cât de bine arată și siropul acesta deasupra. Aceleași calorii ca de dimineață și ne vedem la următoarea masă. Din păcate nu m-am săturat din clătitele acelea și mai avem un iaurt grecesc cu 50 de grame de zmeură congelată și pisată, băgată la microunde, bineînțeles, ca să poată să se moaie puțin. Și cam așa arată rezultatul final. Bine? Cât mai flexibil ca să nu ne plictisim de dietă. Nu știu, dacă sunteți noi pe canal sau dacă nu sunteți noi pe canal, dar eu sunt un maniac al volumului. Dacă nu am volum în farfurie, efectiv, nu pot să mă satur, nu mănânc de crăp. Așa că aici se prăjește peștele. Mai avem și cartofii pe care îi adăugăm chiar acum, să se mai prăjească puțin. Și ne facem o salată mare din 1, 2, 3, 4 cepe verzi, pentru că nu mai e Andra cu mine astăzi. Jumătate de ardei și roșii. Îmi plac astea mai mov așa, nu sunt stricate, așa e culoarea lor. Sunt, nu știu, mai dulci puțin și... Nimeni nimic, Nicola, să-mi plac roșiile mai mov. A, e. Hai, cacăsul, nu-i problemă. Gata masa. Cred că mi-a luat maxim 10 minute să pregătesc acest biban cu spanac de la Foodkit, cartofi cu turmeric la cuptor. Și aici ce credeți că sunt, oamenii mei? Spuneți-mi și mie, credeți că sunt cartofi prăjiți? Sincer, scrieți-mi acum în comentarii dacă voi credeți că sunt cartofi prăjiți. Iar dacă nu credeți, scrieți-mi în comentarii ce fel de cartofi credeți că sunt. Dați pauză acum, scrieți și eu vă zic imediat. Deci aceștia sunt cartofi de pastârnac, mă rog, vorba vine cartofi în ghilimele, bineînțeles, niște fâșii de pastârnac de la Foodkit cu ulei de măsline și arată fix ca niște cartofi prăjiți și credeți-mă că au același gust, doar că dulci. Deci sunt niște cartofi cu gust dulce. Mamă, deci sunt geniali și aici avem două roșii, adică echivalentul a 150 de grame de roșii, 100 de grame de ardei roșu gras și de asemenea două cepe verzi, echivalentul a 56 de grame, mi-am dat seama că dacă mai adaug și celelalte două cepe o să fie destul de mult. Și tot ce vreau să zic acum este să trecem să mâncăm, că nu mai pot de foame și să am poftă, zic, nu? Dacă nu puteți să-mi spuneți, scrieți în comentarii, nu glumesc. Boom! Și avem aici și următoarea masă a zilei, mai exact 170 de grame de cartofi dulce cu 70 de grame de curcan. Mănânc atât de puțin. Mi se părea totul foarte fad, foarte nasol, așa că mai punem niște sos deasupra. Mai exact acest sos, nu vi-l cumpărați dacă nu mâncați iute, pentru că o să vă fie destul de iute, credeți-mă pe mine. Cât mi-am pus eu aici, o să facă diferența. 65 de grame de ovăz cu 450 de mililitri de apă, în care am pus îndulcitorul acesta cu caramel și îndulcitorul acesta. Și am mai pus în ovăzul de care v-am zis adineauri încă 10 grame de proteină, 100 de grame de afine și 30 de grame de smeură. Și bineînțeles,
sare de Himalaya și cam atât. Credeți-mă că are peste un kil jumate înghețat asta, nu știu cum, dar se face foarte mult volum, fiindcă folosesc un ingredient secret pe care l-am văzut la Greg. Hai să încep repede să vă arăt toate ingredientele pentru că se topește gheața. Deci o să avem nevoie neapărat de gheață. Eu în general îmi pun foarte multă gheață, nu știu, vreo 200-250 de grame minim de gheață. Da, vezi că poți să apeși pe ăsta. Gen. Să-l opresc? Și ca să-l pornești, dar nu gen, așa focalizezi, dar dacă apeși până jos. Asta am făcut, da. Nu focalizezi așa, gen. Ok. Avem nevoie și de 100 de grame de zmeură. De asemenea, niște afine congelate, în jur de 70 de grame. În general optez pentru afinele proaspete și le bag eu la congelator. Și încă o banană congelată pe care o estimez undeva la 110 grame. Haideți să vedem dacă chiar are atâta sau dacă estimez eu prost. Fiți atenți. 105, băi! Le-am, cu cântăritul chiar le-am. Okay. Aici afinele chiar nu știu cât au, dar de asta avem acest Ninja Blender pe care putem să-l punem direct. Nu este nicio reclamă sponsorizată, aș vrea să fie reclamă sponsorizată, să nu fi dat 8 milioane pe Ninja Blender-ul ăsta și nu știu. 105 grame de banane. Bum. Trebuie să faceți ce vă zic eu ca să vă iasă la fel, pentru că o să folosesc câteva trucuri. Mai întâi facem fructele, o să vedeți imediat. Deci avem 75 de grame de afine, 105 grame de banană și mai punem încă 110 grame sau 100 de grame de smeură. Bă, cred că am pus mai mult. Erau 181 înainte. Da. Hai că am pus 110 grame, aoleu. Regula de 5 secunde. Nu! Okay. Am speriat puțin, ai ce să zici. Da. De speriat am speriat. Da. Ce? Da, gheața. Și laptele, neapărat laptele. O să punem 250 de ml de lapte vegetal, mai exact lapte de migdale. Fără zahăr adăugat, în general optez pentru cele fără zahăr adăugat, dacă au, dacă nu, nu contează. Un gram de zahăr, 2 grame, nu o să vă îngreșați, nu o să pățiți absolut nimic. Glumesc, o să vă îngreșați, bineînțeles, dar vreau să vă îngreșați. Gheața, hai să vedem câtă gheață punem de data aceasta. Punem în mixer totul acum, în momentul de față, deci în momentul ăsta punem totul în mixer, bă, tot. Uitați că am dat 8 milioane pe el și distrug și după iar fac foamea, iar. Încă nu am adăugat ingredientul secret de care vă ziceam, mai stăm puțin pentru că mai trebuie să mai adăugăm câteva lucruri și anume îndulcitor, toffee, mai exact aroma cu caramel, 10 picături de aromă cu caramel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Și da, e pe bază de sucraloză și nu o să mor. Este ok să vă puneți îndulcitor cu sucraloză și în cazul în care chiar vă este frică că vă, nu știu, distrugeți organismul de la sucraloză, uitați cât îmi pun eu, puteți să optați pentru stevia, dar credeți-mă, sucraloza se elimină 100% prin carie renală. Și mai avem niște stevia rebaudiană. Și ce credeți că o să mai adaug în momentul ăsta? În momentul ăsta o să mai adaug și esență de vanilie. Nu ăsta este ingredientul secret. Mai avem puțin până la ingredientul secret. De când pui tu esență de vanilie în înghețată? Și punem 50 de grame de proteină. Atenție! Atenție mare! Proteină cu caramel sărat. Nu vreau să folosiți altă proteină pentru că nu o să iasă la fel de bun. Dacă voi folosiți altă proteină, vă asumați riscul să nu iasă înghețata bună și să iasă o prostie. Așteptăm să se amestece înghețata cu proteina și după aceea o să adăugăm ingredientul final. Dacă nu adăugați ingredientul acela, nu o să iasă înghețata la fel de bună și la fel de cremoasă. Și repet, acel ingredient l-am găsit la Greg. Ce a fost asta? Și acum, eu îmi fac de foarte mult timp înghețată proteică, dar niciodată nu a avut o textură așa foarte consistentă. Așa că am găsit gumă de xantan. Folosim gumă de xantan,
O să punem jumătate de linguriță ca să vedem ce formă prinde, ce consistență prinde și jumătate de linguriță ar fi echivalentul a 2 grame jumate, hai să zicem 3, dar noi punem pentru început 2 grame. Vedem cum se face consistența și dacă mai este nevoie mai adăugăm. Păi este destul de groasă, sincer, mie așa îmi place, nu-mi place să nu pot să o dau jos din mixer, nu știu, simt după că e foarte groasă. Și, sincer, uitați cât de multă este. Adică 300 de calorii, să ai atâta înghețată. Uitați, vedeți, are, adică e destul de consistentă, dar nu-mi place mie să o fac mai consistentă. Dacă vreți să o faceți foarte consistentă, nu o să mai fie la fel de dulce și nu o să mai aibă acel gust de fructe foarte intens. Și, uitați, cam mai nu puteți. Haideți să vă arăt ce consistență are, adică nu vorbesc foarte serios, chiar e consistentă, uitați. Și e foarte fluffy, asta e foarte șmecher la ea. Dacă vreți să o faceți mult mai consistentă de atât, îi mai puneți gumă de xantan, dar sincer nu are rost, pentru că este foarte multă. Ce bun e! Pare rău. Ia să putem să facem thumbnail-ul. Ai oprit? Te rog, oprește. E real. Am avut cea ciudată să mi se apără. E ireal cât volum poți să ai. Am mâncat acum din ea și avem un kil 400 sau un kil 500 de volum de înghețată. Am aici țipilul și nu pot să-mi dau seama cât este. Ia vezi, se vede. Aici 1400. Nu se vede nimic. Mă rog, nu cred că se înțelege, dar un kil 400. Haideți să pornim cronometru, că sunt super curios în cât timp termin toată înghețata asta. Cum să ai 400 de calorii pentru un kil 400 de înghețată? Deci după ce mâncați înghețata asta, o să scoată stomacul vostru cele mai ciudate sunete pe care le-ați scurat în viața voastră, adică o să vă speriați. Aprob. Deci, o să vă speriați. Și pentru toată această masă avem 430 de calorii, 51 de grame de carbo, 7 grame de grăsimi și 44 de grame de proteină. Deci 44 de grame de proteină, un kil 400 de înghețată fluffy. Dacă vreți, v-am zis, să o îngroșați mai mult, puneți mai multă gumă de xantan sau gumă de goar. Jur că am mâncat jumate și nu mai pot. Cel mai bun sfat pe care vi-l dau când sunteți la dietă, să vă faceți înghețată proteică, pentru că aveți foarte mult volum, foarte mult volum și ca să iasă așa, cred că aveți nevoie și de un mixer bun, sincer. Nu cred că puteți să faceți înghețata așa de fluffy și de bună la toate mixerele. Adică poate să iasă puțin mai cu gheață așa, dar dacă aveți un mixer bun și chiar mixează bine, o să vă iasă super bine. Și stop, 25 de minute și 30 de secunde. Aici avem înghețata, care bineînțeles că nu mai este, dar trebuie să revin imediat pentru că trebuie să stau puțin întins în pat, că nu mai pot efectiv, sunt distrus.